În acest an, pentru reparația instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău au fost alocate 130 de milioane de lei. Astfel, potrivit primăriei municipiului Chișinău, 88 de grădinițe vor fi reparate capital, pentru aceasta urmând a fi cheltuite 26 de milioane de lei. Totodată vor fi deschise 3 grădinițe noi, acest lucru necesitând investiții de 23 de milioane de lei. Pentru extinderea 6 școli vor fi cheltuite 35 de milioane de lei. În acest sens, primarul capitalei Ion Ceban a semnat o dispoziție privind constituirea unui grup de lucru responsabil de monitorizarea lucrărilor de reparație.